Vă salut din nou, columbofile adevărați. Nu puteam să nu fac un filmuleț cu sultanul a domnului Sandu Moldovan din Târgu Mureș. O pasăre de excepție, o pasăre pe care a primit 15.000 de dolari. O pasăre care a zburat 3 ani de zile și în anul 2017 a fost un bine meritat locul 3 în 2018. Da. Locul 3 național Asfond sau Son Mafond? Asfond, locul 3 național Asfond și locul 4 național Asfond. La Asfond. O super pasăre. Și aici ai făcut un compartiment separat și mi-ai zis de asta îi spui sultanul, pentru că eu dacă i-am luat femeia, în secunda următoare îi dau altă femeie să-și împerechează. Și de exemplu, acum îl împerechez la sfârșitul lui februarie, da? Da. Este mai 10 zile stă cu o femeie până depun ouă. Și pe urmă le placez la altă. Da, de aia sunt două boxe, pentru că în momentul când am luat ouăle și femeia, el intră în cealaltă boxă. Și dai alte. Bun, dar femelele alea le ții, le ai pregătite pentru da. sau le pui împerecheat cu altceva? Sunt pregătite. Deci sunt pregătite, că asta mă gândeam. Da. Și pe el îi las să crească vreun pui sau nu? Toamna, la sfârșit. Toamna, la îngrijește, sfârșit. Da. Ultima serie de pui îngrijește el. Auzi, ăsta să zic așa, ia să vedem dacă... Să zic așa, e cel mai bun produs adumitale pe care l-ai avut vreodată? Am mai fost, am zis. Hai, sultane. Stai, ajungă-le. Da. Stai că viu. Hai să zic. Dar din ultimii ani, cred că e cel mai bun produs în Italia, așa? Da. Așa. Și crezi că o să mai ai... Sperăm. Uite aici ce blânduc. Hai la tată. Ți-i drag tare. Hai la tată. Nea, Sandu, dacă ar vin cineva și ți-ar zice... No, la 15.000 de dolari nu. La 50.000 de euro, da? Nu, dacă nu l-am dat până acum, da. Eu nu mi-am vândut niciodată campionii, să știți. Nu ți-ai vândut așa? Campionii nu i-am vândut niciodată. Campionii au rămas în crescătorie, la mine în crescătorie au rămas. Și prea drag și ai și... Și drag și... Campionii sunt stâlpii crescătorilor, dacă cineva... Să știi că ai dreptate. Mult mai ușor ajungi la rezultate, pe urmă ajungând, venind roata pe lângă el cu alte linii, să faci încrucișări. Nea, Sandule. Hai. Deci ții cam 10-12 pui din el? În 2020, da? 33 de pui am făcut din el. 33 de pui? Da. Știu că ai avut și pe licitații dați. Da. 33 de pui am avut din el. Ai. Acum mi-ai zis că l-ai vaccinat de salmonella, așa? Da, pe nu l-am mai vaccinat. Pe nu mai vaccinat. Peste 3 ani nu-i mai vaccinat. Nu-i mai vaccinez, așa? De la 3 ani sunt doi vaccinezi. De ce? Că au imunitate sau de ce? Dacă n-au imunitate pot să uiți de ei. Așa? Da, sigur, ăia nu-s porumbei. Deci dacă tu cu 3 ani de zile n-au imunitate suficientă în organism, faci un porumbel zburător, dacă cumva ia de pe drum ceva, se îmbolnăvește și din probiotice nu se vindecă singur, consider că organismul lui nu-i pregătit pentru luptă. Uite cât avem. Mi-ai zis că folosești niște produse revoluționare acum de la, nu-i facem reclame, de la Gest Pharma, ai zis, Gest Pharma, da. La Gest Pharma, care zici că se pretează. Cușca asta ai făcut-o din mâna cu mânuța dumitale, așa? Eu cu mâna mea am făcut tot ce... Câte compartimente ai în total? Una asta sunt 4. Da. 4, 5 cu alu sultanul. Da. Mai am dincolo compartimentul puilor jos și mai am un compartiment pentru femele în cealaltă parte, pentru femelele de reproducție. Și acolo țin femelele care le pregătesc pentru sultanul. Pentru sultanul. La matcă câți porumbei ai? 80. Deci 40 de perechi. Da. O să merge și... 40 de perechi, sunt... 30 de masculi, da? Și restul de femele sunt femele de rezervă care le mai schimb și sunt femelele lui sultan. Dar mai schimb și în decursul anului și alți masculi mei pui cu așa? Da. Din sultanul cât ai în matcă? La ora actuală cred că 60%. Foaie! Brum, bravo! Fice, deci am fiice, fii, am surori, frați cu el și deja am și nepoți din el. Bun. Bun. Asta e o pasăre care a zburat și a clasat la ce distanțe, Nea Sandule? Deci a clasat în top 10. A clasat și la carei. Și
Deci, deși la 200 și la viteză și la demifon. Și la 600 ar fi un porumbel, o sușă care s-ar preta, să zic, și la un 900. Păi da, păi sora lui aia câștiga normal, trebuia să aibă două locuri, una la Praga. La Praga, da, seama. Dar la a doua la Praga nu mi-a luat o trapă. Nu mi-am dat seama, am zis că ia chipul. Da. Am lăsat chipuri de benzin pe ei, am schimbat ceasul pe sistemul V8. Și a zis, bă, nu a luat-o, sigur. Pentru că eu am văzut-o când venise femeia și am plecat la cumpărături. Zic, până vine cealaltă, mă duc să nu trebuia să plec în Italia. Și când eram la caserie ăsta, îmi vine a doua femeie, da, care a și luat locul 26, pare mi se. Nu, luase locul 6 pe lansare, a doua femeie. Fai de mine! Și asta la altă era venită de deja de 45 de minute. Am venit sus. Asta era locul întâi lejer. Mă uitam pe telefon, de ce nu s-au amândouă anunțate nici pe telefon. Și am venit acasă, încă am stat, mi-am făcut o cafea, așa nervi aveam că am crezut că nebune și am venit și am pus-o pe trapă și mi-a luat. Fai! Și ce e locul? Și-o luat loc cu 26 pe lansare. Ai de vie, dă-o. După aproape o oră. Ai de... Aia era soră bună cu el. Vrei? Și ce? Până la urmă ce s-a întâmplat cu aia? La anul următor la Gubin amândouă am pierdut. Auzi, înseamnă că norocul joacă un rol important de columbofilie, așa? Ca și în fotbal, nu? Dacă tot o dai în bară, nu-i plasă. Ia, bine zi, bine zi, bine zi. Ca să spunem, ar fi de dat pui din sultanul și numai 200 de euro. Dar cred că deja ai cereri și anul ăsta din el, așa? Da, sunt. Dar o să fie pentru cine, eu să vă las numărul lui Nea Sandu Moldovan. O pasăre mai ial încă o dată așa să-l văd pe mână. O pasăre, o pasăre de catalog, domnule, o pasăre de expoziție. Mai spunem o dată, deci mama este... Mama este o combinație de... Deci bunicul de pe partea mamei, da, bunica, este, da, Gabi Van den Abel cu Etienne de Vos. Da. Tatăl mamei, Emil Denis 100%. Fiul de original. Da. L-am adus de la Andrei Marius, de la Târgoviște. Da. Iar tatălui era consanguin pe ăștia de Porsche, de Gabi mei. De trei ori consanguin. Hai, ce porumbei. Și porumbei blând, porumbei frumoși. Da. Porumbei frumoși. Da. Auzi, care crezi că dumneata mi-a arătat numai masculin? Eu cred că o să-mi arăt și femele din el, da, așa? Da, sigur că da. Ce crezi că... trimite aceeași calitate și la mascul și la femele din el, să zic. Și păi, la fi. În principiu da. Deci transmite. Da. Păi de exemplu, în toamnă am zburat puii cu remorcuța mea. Da. Am fost, au mai venit, mi s-au alăturat încă trei băieți. Da. Și am fost foarte, foarte mulțumiți. Dar i-am zburat ca la carte. Deci nu viteză pe drum. Mașina pusă pe tempomat la 90 la oră. Stat pe locul de lansare minim. Exact cum scrie cartea. Cum e regulamentul. Da, da, s-a văzut, nici pierderi, toate pierderile au fost undeva la 15% la final. După 9 drumuri de antrenament. Jezi, brot. Da. Bine, Nea Sandule. Plus că am avut lansări și de lângă mașina Sighișoarei. Da. La etapele de gherlă, la antrenament. Foarte bine au venit. Și ca niciodată, frate meu era acasă, aștepta, zice, mână, din asta l-am văzut, zice, să vină să coboare 60 odată. Deci spus că fratele dumitale, Nelu Moldovan, ține aici în spate. Da. El câți ani are? El este mai tânăr ca mine cu 7 ani, deci are 50. 50, mulțumesc. Ne-a făcut 50. Și el un împătimit, îi luam și lui interviu, dar mi-a zis că se grăbește. Bine, Nea Sandule, succes cu el și cu reproducerea lui și hai să mergem mai departe. Succes!